Județul Suceava există 71 de perimetre miniere cu activitate sistată, dintre care 36 provenite din activitatea de cercetare și explorare geologică, 32 de perimetre în care s-a desfășurat activitate de exploatare zăcăminte și 4 unități de preparare a substanțelor minerale utile. Pentru mediu, dar și pentru populație, asta înseamnă de fapt poluare, ale cărei efecte vor fi resimțite 10 de ani de acum încolo. Deșeurile miniere sunt depozitate în 190 de halde de steril provenite din exploatarea substanțelor minerale ce ocupă o suprafață de 280 de hectare și un volum de peste 45,5 milioane de metri cubi, dar și 8 iazuri de decantare a sterilului provenite de la prepararea substanțelor miniere, care ocupă o suprafață de 95 de hectare și un volum de 14,6 milioane de metri cubi. În perioada 1999-2001, în județul Suceava s-au efectuat lucrări de dezafectare, închidere și reabilitare ecologică în 14 perimetre miniere, iar în perioada 2004-2005 în 5 perimetre. Cele rămase ecologizate reprezintă un real pericol pentru mediu la care nu se mai gândește nimeni. Scuza generală găsită în acest caz, în județul Suceava, pacii necesar punerii în siguranță acestor situri contaminate se fac destul de timid, cauza principală fiind lipsa fondurilor necesare de la bugetul de stat, se arată într-un raport al APM Suceava predat prefecturii. Nu vorbește nimeni de banii puși pe tavă de Uniunea Europeană pe segmentul protecția mediului. Este nevoie însă de bunăvoință din partea autorităților, care ar trebui să facă mai mult decât să întocmească rapoarte.